Salutare, fan Lego! Printre multele lucruri care îmi plac mie, se numără și avioanele cu geometrie variabilă, adică avioanele care schimbă forma în zbor. Și setul de astăzi este un exemplu perfect de un astfel de avion. Este avionul Dragon de Aur al lui Zane, setul cu numărul 71770 cu 258 de piese, una, două și trei minifigurine acolo, plus avionul pe care îl vedeți. Hai să vedem mai de aproape. Avionul e format din două secțiuni principale. Avem cabina, carlinga aici în față, și restul cu partea cu motoarele, cu aripile, cu tot în spate. Le menționez pentru că ele se pot separa. Nu știu dacă au intenționat chestia asta ca și un fel de capsulă de evadare sau ceva de genul, dar se poate detașa, e atașat cu două articulații cu bilă acolo, care se prind acolo, destul de solid. Are un picuț de joc ca să poată capul, mă derutează că este un cap de dragon aici, ca să poată vârful avionului să stea ușor în jos, care îi dă așa o atitudine un pic mai agresivă cumva. Are canarduri, ceea ce e super tare, îmi plac avioanele cu canarduri de o parte și de cealaltă. Păcat că nu pot fi ajustate un pic, ar fi fost drăguț. Deci aici în față avem botul, care e format dintr-o piesă pe care o să o recunoașteți, e un cap din ala de dragon, și carlinga este aici. E relativ simpluță, are loc pentru o minifigurină acolo și să vedeți pe geam cât de bine se vede, da, uite acolo pe generalul Vangelis luat în vizor de către avion. Mergem în spate, mai avem câteva stickere aici care dau, eu zic că dau detalii destul de bune. Am construit întâi nava asta fără să pun niciun sticker pe ea, să văd cum, ce aspect are. A fost ok, dar cu sticker, mai ales cu stickerul ăsta, se adaugă așa foarte mult. Deci îmi plac în cazul ăsta. Avem aici motoarele la spate, avem și un stabilizator vertical, îmi place că e așa spre în față, asta e super tare. Împreună cu aripile astea chiar îi dă un profil așa foarte, foarte agresiv. Și pentru un profil și mai agresiv, tot ce trebuie să facem este să împingem cabina înspre spate. Mai fac o dată, îl țin de aici, din capătul ăsta, și împing cabina, pac! Și se face o configurație, opa, săracul cai dragon de aur a căzut pe jos, dar e ok, are aripi, nu pățește nimica. Deci vedeți, configurația este așa cum un fel de X, să vedeți și dedesubt mecanismul. E un mecanism cu balamale, am mai văzut chestii de genul la, și la alte seturi Lego, funcționează destul de ok. Eu recomand să țineți de aici din spate ca să nu vă intre mâna la mecanism. Și așa arată tot sistemul. E foarte tare și cred că e o schimbare foarte dramatică, adică una e să vezi un avion așa, zici, da, ok, yeah, un fighter jet, ceva, nu știu ce, și în momentul în care face, imediat, wow, doi pași în spate. Deci foarte tare, îmi place foarte mult funcția asta. Singurul lucru care lipsește, v-ați dat seama? V-ați dat seama urmărind până aici, ce lipsește de la avionul ăsta? Da, lansatoare. Trebuie ceva cu ce să tragă, ceva, că altfel doar îl duce pe Zane dintr-o parte în alta și nu văd care e scopul modului de atac dacă nu are cu ce să atace. Deci dacă aveți pe acasă lansatoare de proiectile Lego, și cred că toți avem cel puțin 2, 3, 4, 7, 10, 20, puteți să le atașați undeva, numai să nu fie aici pe părțile astea care se mișcă, eventual, nu știu, poate modificați dedesubt undeva pe aici, poate ar fi tare. Ce îmi place cel mai mult la Zane aici este că e mai colorat decât de obicei. În majoritatea cazurilor el e argintiu cu alb, poate câteva accente albastre și cam atât. Dar aici avem și auriu, avem și o nuanță de maro acolo la cureaua de pe piept. Mi se pare că e mult mai interesant vizual acest Zane decât mulți de dinainte. Și armura arată bine, printurile sunt excelente ca de obicei și sincer de la spate parcă arată și mai bine, tot așa din cauza curelelor. Generalul Vangelis s-a întors, are și el o armă din aceea la care se pot atașa armele de aur, cum ați văzut și în review-ul trecut. Are aceeași mască cu care e o piesă unitară cu pălăria, îmi place foarte mult, nu-i acoperă spatele, de aceea nu o să vedeți o expresie alternativă la el. Armura asta de cristal, apropo, e nouă, vreau să o vedeți un pic mai de aproape, are două staduri la spate, tocmai pentru a atașa tot felul de chestii, și cristalele sunt cel mai proeminente așa deasupra umerilor. Și am întors și capul spre spate ca să vedeți totul împreună, fața aia e foarte, foarte tare, e aproape Garmadon de la distanță dacă nu ești atent.
Kai Dragon de Aur. Eu cred că el arată cel mai bine în forma de dragon de aur, fiindcă na, are roșu la portocaliu pe acolo, se potrivește bine cu ideea de auriu. Sistemul de prindere al aripilor este același ca și la setul celălalt, ca și la ceilalți ninja dragon de aur de fapt. Și casca este la fel, armura pe care se atașează aripile sunt la fel. Bine, casca diferă cu culoarea acolo la spate, desigur. Hai să vedem și ce față are Kai sub această cască. Și mi se pare, e un pic înspăimântător Kai aici. Nu știu dacă sunteți de acord, mi se pare că e un pic, cred că fiindcă are sprânceana aia acolo de lavă cumva, care îl face să pară mai mult ca un neandertal cumva, parcă ceva creatură decât... știți de ce mi-aduce aminte parcă mai mult? De monștrii din Nexonites. Uitați-vă la fața lui. Și ziceți mie dacă nu vă aduce aminte de niște monștri din aia, de monstruleții, cred că din sezonul 1 din Nexonites, care erau așa roșu cu negru, parcă nu? Oh yeah, super exploziv. Am uitat să menționez, dar cred că se vede destul de clar că la minifigurinele astea sunt piese transparente care arată absolut excelent. Chiar ați încercat vreodată să puneți gluga lui Zane invers? Uite, arată ca un ciclop malefic. Mi se pare că arată super tare, nu? E bine, acesta este avionul dragon de aur al lui Zane. Îmi place foarte mult designul, îmi place foarte mult geometria variabilă, îmi place minifigurina cu Zane foarte mult din setul ăsta. Ce lipsește sunt lansatoarele din avionul ăsta. Sincer, nu știu, e un pic cam mister pentru mine cum de nu s-au gândit să pună lansatoare în el. Dar, na, e o chestie care se poate modifica ușor, pentru că dacă ești fan Ninjago, probabil că ai o grămadă de lansatoare acasă deja. Acesta a fost setul 71770, avionul dragon de aur al lui Zane. Îl găsiți în magazinele certificate LEGO și online pe brickdepot.ro. Desigur, noi ne vedem la următorul video. Până data viitoare, spor la construit!